E o lume minunată în care veți găsi numai copii. O lume cu mult soare și mii de jucării pentru copii. În lumea cu povești și flori veți întâlni numai copii. Și o lume a inocenței păstrați orice-ar fi. Ieri am fost și noi copii, dar timpul ne-a schimbat. În viață am pornit și vise am împlinit așa. Bună dimineața, dragi părinți! Bine ați venit și bine ne revedem pentru cei mai mărișori. Aș dori să deschid festivitatea de deschidere a anului școlar 2016-2017 cu imnul național. Este un început de drum, alături de dumneavoastră, alături de copiii dumneavoastră, alături de noi, cadrele didactice și personalul grădiniței 3, dar nu în ultimul rând de partenerii noștri educaționali. Astăzi au venit să ne susțină și să ne spună o urare de bun venit domnul inspector Gioglovan din partea inspectoratului școlar. Din partea primăriei Mangalia și mai bine zis din partea Consiliului Local, avem alături de noi pe domnul consilier Ciuraru și pe domnul consilier Ozghiun Menabit. Pentru paza și siguranța noastră și a copiilor dumneavoastră, avem unul dintre cei mai importanți parteneri ai noștri, domnul reprezentant al firmei de pază, domnul Luca. Și nu în ultimul rând, pentru o binecuvântare, după cum știți, avem o tradiție. Părintele este întotdeauna alături de noi. A venit și părintele astăzi să ne zică... Doamne ajută! Aș dori să dau cuvântul pentru deschidere domnului inspector să vă transmită mesajul doamnei inspector general. Multă sănătate în primit, aveți grijă de copiii dumneavoastră, de grădini, este foarte important să se înveze în condiții normale. Grădinița este extrem de primitoare și pentru prima dată în casa dumneavoastră și mă bucur să văd că sunteți alături de copii și alături de conducerea grădinței și de toate educatorii. Astfel acesta școlar, să vă aducă să fiți sănătoși, să ne ajutați la părintele. Salată, nu-ți dacă ați prins anii trecuți.
și atunci veneam ca prieten al grădiniței să să mănânce sănătos. Astăzi, cer local. De loc ca prieten al grădiniței. În viitor voi continua să fac același lucru. Mulțumesc din suflet, eu și colegele mele, dumneavoastră, Asociației Părinților, pentru finalizarea celor două proiecte importante. Este acel foișor care a pornit cu proiectul din toamnă, este finalizat, îl putem folosi, iar parcul de joacă este nou-nouț, sâmbătă după amiază a fost montat. Deci vă mulțumim frumos că ne-ați susținut în acele proiecte și îmi doresc și celelalte să urmeze. Mulțumesc, doamna director, dragi părinți! În calitate de președinte al Asociației Părinților Primii Trei Pași, doresc să vă adresez din suflet mulțumiri pentru sprijin, pentru colaborare și pentru implicarea dumneavoastră cu dăruire în desfășurarea tuturor proiectelor care s-au derulat la nivel de grădiniță. Vă mulțumim și contăm pe dumneavoastră și mai departe, pentru că numai împreună putem să realizăm ceva minunat pentru copiii noștri. Toate cele bune și mult succes în noul an școlar tuturor! Acum am să dau cuvântul părintelui pentru o scurtă. Nu e curat.
Înainte de a finaliza urările, dacă doamna Narcisa Chiralifi este, aș dori să vină lângă mine. În special, nu a mulțumit și ei atunci când a mulțumit pentru finalizarea celor două proiecte. Mie îmi place să-i spun ei, ea este doar o mână de om. Această mână de om, ea a inițiat acel proiect la 1 iunie, donează o jucărie pentru parcul de joacă, s-a ocupat de legătura cu firma, de achiziționare, inclusiv de montarea lor în ziua de sâmbătă. A venit și a stat aici și a supravegheat muncitorii. Vă rog să o aplaudați, iar eu îi mulțumesc sincer. Și în afară de dumneavoastră, Asociației Părinților, trebuie să mulțumesc că acel proiect s-a finalizat și cu sponsorizarea substanțială de la Banca Transilvania și de la Banca Mega Construct. Da, sunt un topogan, două leagăne și un balansoar, au costat 8.200 de lei, dar eu sunt foarte mândră de această realizare și vă mulțumesc încă o dată. Acum vreau să urez colegelor mele, întâi să le mulțumesc pentru anul trecut școlar, pentru implicarea care au dăruit-o alături de pentru copiii dumneavoastră, cât și personalului auxiliar. Suntem o echipă, unul fără altul, nu am putea finaliza nimic. Și fiindcă familia noastră s-a mărit, au venit și copiii de grupă mare, dar emoțiile puternice sunt pentru cei de grupă mică. Așa că voi striga doar bobocii care au venit anul acesta în familia noastră, apoi pe celelalte clase. În ordinea în care am să vă strig, o să și intrați în clasă. Încă o dată vă urez un an bun și vă garantez eu, alături de colegele mele și partenerii noștri din educație, copiii dumneavoastră vor avea parte de o înaltă calitate în educație. Sănătate! Și acum chem în scenă grupa delfinilor condusă de doamna Medjid Melec și de domnișoara Maud Negidan, alături de Ahmed Amir, Asan Khan, Belgian Aisa, Boghiță Vlad, Buzdugă Robert, Buzea Ieric, Cocoș Mihail, Cornaci Răzvan, Constantin Filip, Ștefan Diaconescu Damian, Dima Mihai, Dincu Matias, Dobrin Maria, Lupu Maria. Primiți cu aplauze că au emoții, la fel ca mine. Melinte, Cristina, Olaru, Zara, Pante, Andreea, Potronic, Maria, Radu, Rareș, Rață, David, Răduș, Eric, Savoia, Robert, Talpă, Teodora, Țapu, Ana, Zalinski, Adelina și Manea, Andreea. Stimați părinți, sunteți niște fericiți. Copiii dumneavoastră au încăput pe mâini foarte bune. Acum invit în scenă grupa iepurașilor, conduși de colega noastră, doamna Doina Barbu Florescu și Gâdiuță Corina, alături de iepurașii lor. Albert Claudiu, Anton Maia, Avram David, Avram Flavian, Bechira Atila, Bira Daria, Brașoveanu Maria, Cogali Denis, Constantinescu Andrei, Coșali Amina, Crețu Luca, Cristea David, Dan Alexandra, Ieremia Ana, Lara Maria, Graur Andrei, Grigoraș Rafael, Gurgu Maria, Lupu Andreea, Matias Antonia, Mustafa Ieric, Năstasă Darius, Nica Antonia, Postica Anastasia, Racliș Antonia, Rodeanu Matei, Solomon Bogdan, Tăgărțoiu Luca, Țibuleac Elena Iarina, Ciugui Ionuț. La fel vă urez un an bun alături de o echipă de profesioniști. Și lanțul prieteniei continuă cu grupa mijlocie, grupa ursuleților condusă de doamna Popescu Mona și de doamna Laura Doicaru. Îi primim cu aplauze pe ursuleți și pe părinți și le urăm un an bun școlar. Tot în lanțul prieteniei primim și grupa fluturașilor, conduși de doamna Alina Bor și de doamna Luminița Pavel. Vă urăm un an bun alături de noi! Da.
Urmează grupa steluțelor condusă de doamna Daniela Itu și de doamna Jitărașu Georgeta. Trebuie să menționez că anul acesta din Consiliul de Administrație face parte doamna Daniela Itu și doamna Florentina Căltuț. Vă urăm un an bun, stimați părinți și dragi colegi. Vă invităm la clasă. Acum mergem la grupa albinuțelor conduse de doamna Flori Căltuț, sunt grupă mare. Este ultimul an în grădiniță pentru majoritatea celor care urmează să-i strig. Da? Grupa mare este premergătoare școlii. Grupa albinuțelor este condusă de doamna Flori Căltuț și Laszlo Nicoleta. Vă invităm la clasă și vă urăm un an bun, cu sănătate. Vecinii lor, grupa buburuzelor, condusă de doamna Stoica Alina și doamna Corina Sârbu. Vă urăm un an bun, stimați părinți și dragi copii. Grupa căluților de mare, condusă de Gagniuc Georgiana și de doamna Oprișan Iuliana. Vă invităm la clasă. Să aveți un an bun alături de noi. Și nu în ultimul rând, grupa piticilor condusă de doamna Mihaela Nistor și de doamna Victoria Iuliana. Haideți și noi în clasă. De doamna Victoria Ilie, este nouă în echipa noastră, îmi cer scuze. Vă mulțumesc frumos pentru participarea dumneavoastră. Și v-am uitat! Da, ei sunt cei mai colorați, poate de asta i-am lăsat la urmă. Sunt grupa Rogvaiv, grupa Curcubeului, conduși de doamna Ungureanu Iuliana și de doamna Mâncuț. Sunt vecinii mei, mi-au furat toate bomboanele anul trecut și anul ăsta i-am ținut ultimii. Thank you.